Da, Bun. gânduri bune. Din punct de vedere numerologic, cum va merge relația dintre cei doi și dacă vor avea o căsnicie lungă? Păi, căsnicia lungă este variația relației dintre cei doi. Dar până una alta, noi nu ne putem raporta decât la numele pe care îl poartă fiecare. Tănase Alexandra Irina și Dragnea Livniu. Irina are o vibrație a numelui, o vibrație totală 2, iar Liviu Dragnea are 6. Două cifre pare, compatibilitate 110%. Ce vreți să vă spun mai mult? Să vă descriu cum, cam în ce măsură ar fi, da? Caracterul Irinei, echilibrat, diplomat, sensibil, imaginativ, câteodată pasivă, leneșă și supusă. Nu asta se vrea. În schimb, Liviu Dragnea, fermecător, conciliant, artist, sentimental, câteodată indecis, dar foarte senzual, că e scorpion doar. Mm-hmm. Da? Sentimentul, dragostea, afectivitatea fiecăruia. Irina, imensă nevoie de dragoste, de tandrețe, o fire visătoare. În schimb, Dragnea, îi place să placă, caută plăceri și dragoste. Iar echilibrul lui general trece prin cel sentimental. Uniune stabilă cu spirit de familie, în varianta 2, că în varianta 1 n-a fost spirit de familie. Așa. Deci cam asta ar fi compatibilitățile. 2 cu 6 sunt compatibilități fantastic de bune. Adică 2, fiind o cifră mai mică cu 4 unități ca 6, se va supune, va accepta toate aceste lucruri. Dar nu în totalitate, deoarece Irina, toate cifrele care se substituie literelor din nume și prenume, o conduc la o fire foarte dominatoare, cu interese puternice, dar destul de cooperantă, puțin comunicativă. Are o singură cifră de 3 care dă comunicarea cu cei din jur. Onestă, directă, corectă, muncitoare, își asumă responsabilitățile, dar este un pic mai impulsivă și mai instabilă. Ușor neconciliantă în cuplu. Deci de aici pot să apară în permanență ceva discuții. La fel, Liviu Dragnea n-are nicio valoare în numele Dragnea Liviu, n-are nicio literă de F, O sau X, Fox, vulpea. Și dacă nu are, de aici pot să apară mici divergențe care pot conduce la, eu știu, undeva la niște lucruri mai puțin plăcute. Irina este atrăgătoare, vrea să placă, are un exces de 9, are 4 cifre de 9, în mod normal ar trebui să aibă 2. Asta înseamnă literele R, I, R și I. Are 3 la Irina, dintr-un foc, la Alexandra mai are 1. Ce să-i spunem? Romantică, ușor de influențat, teatrală, idealistă, vrea să placă cu orice fil, este o fire mai mândră care acceptă să fie adulată de fani, de cei din jur și bombă, n-aș vrea să spun, dar trebuie să o spun, cei care au exces de 9 pe latura afectivă sunt niște amante excelente. Am spus de ajuns? Da, acum că am aflat cum să, din punct de vedere numerologic, viața personală a lui Liviu Dragnea, aș vrea să vă întreb, profesional, fiindcă sunt zvonuri, domnul Dragnea se pregătește de prezidențiale, din punct de vedere profesional, numerologic, ce l-așteaptă în acest an? Păi atunci, aici schimbăm tactica, pentru că este un an în care, cel puțin până în luna octombrie, nu prea se lipește nimic rău de el. Înțelegi? Pentru că e scorpion totodată și are o șansă fantastică să fie în, nu știu, nu să zică în asociere. Este cam an pe an. Are cifra 2 de destin, anul acesta este un an 2 universal, iar domnul Dragnea este pe val, ca să spunem așa. Cu toate că e destul de câteodată tendința trece spre inactivitate.
lucrează așa cât e nevoie. E lipsit de vigoare, dar e foarte bun negociator și foarte conciliant. Știe de unde să obțină acele lucruri bune pentru el. Sau raportat la partea politică, știe cum să obțină voturile. Are simțul răspunderii și în relațiile cu cei din jur este artist, efectiv. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vorobchievici, pentru această analiză. Astăzi, de exemplu, Gabriela Firea, întrebată despre această relație făcută publică la Congresul PSD, a lăudat-o pe iubita lui Liviu Dragnea, despre care spune că are profil de primă.